Da, aparent n-am văzut prost din magazin. S-a întâmplat ceva urât aici. Da, stai ca în camera la mine. Revin de pe cameră. A început să miroase ars și a cauciuc în cinci. Cam așa ar arăta. Dacă l-agăți în vreo bordură să-mi rupă și bara, uite bă ce mă enervează că aici și... Acum stă bine? Ca să vă dau puțin context și ca să înțelegeți de ce sunt aici și de ce e mașina lovită. Ei bine, eu eram în magazin, am venit să-mi cumpăr și eu apă, ca tot omul, și eram la coadă și am văzut gen o mașină neagră cum dădea cu spatele să intre în locul meu. Dar după aia gen a plecat și a plecat tare, am auzit în magazin cum a plecat tare. Doar că n-am văzut ce mașina era și n-am văzut nici numărul de matriculare și o să urmeze să mă duc la cei de aici de la... Să întreb de camere. Și o să mă duc și o să fac asta chiar acum. Da, aparent în parcarea asta nu e nicio cameră care să bată pe mașină. Îmi cade microfon. Revenind, aici în parcare nu e nicio cameră care să bată pe mașină, e una care bate la intrare și una care bate la ieșirea de urgență sau ceva de genul. Nu o să aflu prea curând cine mi-a lovit mașina. Real vorbind, mașina asta e din 96, piesele am găsit și la 1 milion. Nu asta să fie problema. Singura chestie care mă deranjează, pe lângă că am lipul spart, mi-a luat lip, gen partea lipsă. Hai să vă arăt. Adică ăsta era lipul meu și partea asta de aici lipsește. M-am uitat și sub mașină, m-am uitat pe peste tot. Nu e nicăieri. Și e frustrant pentru că ăsta cumva poate puteam să-l repar. Dar oricum o să cumpăr un înlocuitor. Hai să vă mai arăt ce daune sunt la mașină. Bandou aici e zgâriat. Aici e bara din față zgâriată. Aripa, asta cred că e vopsea de la mașină gen. Aici e aripa un pic îndoită și cred că e sărită de aici, nu știu. Mai e o zgârietură și aici. Semnalizarea asta se mișcă. Am niște vopsea și pe oglindă. Și pe portier aici nu știu dacă erau sau dacă... A, nu uit, tot vopsea. Mă rog, astea cu puțin diluant se repară. Bine, măcar că nu-i mai grav. Sper doar că nu mi-a afectat din... Și pe janta aici niște chestii. Cum ziceam, sper doar să nu fie direcția afectată și așa. Și singura explicație logică pe care o văd e că probabil o fi vrut cineva să parcheze pe locul ăsta și a venit de acolo așa cu spatele și nu s-a pus mai încolo, s-a pus foarte aproape de mașina mea. Cred că pe ăsta l-a călcat și restul nu mi-explic. Efectiv s-a hârjit așa de mașina mea și a continuat, frate, să se ducă până aici. Adică nu s-a oprit când efectiv mașina lui îmi zgâria mașina mea sau a ei, mă rog. Și ce mă enervează pe mine și mai rău e că ok, poate înțeleg că gen te-ai panicat sau ceva. Nu înțeleg de ce să nu ți asumi o greșeală pe care ai făcut-o, frate. Asta sunt acum foarte frustrat, m-au luat toate transpirațiile, credeți-mă. Pentru că uite, hai să vă dau un exemplu, jur că mi s-a întâmplat. Am avut o perioadă în care am alergat foarte mult prin București și aveam nevoie de mașină automată. Cine are mașină automată în familie? Mama. Și am împrumutat un pic mașina. Și cât a fost la mine la București, cineva iarăși mi-a lovit mașina aia. Doar că n-a lovit toate de tare. Și eu nu eram de față când s-a întâmplat toată chestia asta. Eu eram în apartament, probabil dormeam, mă rog. Și următoarea zi când aveam treabă cu mașina, am găsit un bilețel în geam pe care scria: "Scuze, ți-am lovit mașina cu portieră pe partea dreaptă." Nu mai știu exact bilețelul, băieți. Dacă găsesc poza, o să o pun aici pe ecran și o să o vedeți. Mi-a lăsat numărul de telefon, ei să ne vedem că, nu știu, trebuia să ne vedem totuși. Motivul real a fost că i-a luat vântul ușa din mână. Am văzut-o că nu era cea mai puternică fată, frate, era o fată firavă, micuță, așa, înțeleg, gen, pot să înțeleg, nu condamn, plus că pe mașina mea abia se vedeau zgârieturile. Ea dacă nu-mi lăsa bilețelul ăla acolo în parbriz, eu nu observam. Și pentru că s-a întâmplat asta și pentru că și-a asumat greșeala, frate, am iertat. Bă, jur că dacă se întâmpla la fel, ținând cont de câți bani sunt piesele la mașina asta, nu știu, cred că găsesc să repar toată chestia asta de s-a întâmplat. Cred că cu 400 de lei rezolv tot. Doar că jur că dacă și-ar fi recunoscut, frate, greșeala el sau ea, nu știu, era o mașină neagră, aș fi iertat, pentru că pot să înțeleg, frate, că greșești, plus că pe mașina mea nu sunt daune atât de mari nici acum din fericire. Cea mai rea chestie e lipul, pe care o să-l schimb, gen, mamă, ce noroc am că n-am aruncat celălalt lip pe care l-am primit cu bara pe care o am pe față. Sper să nu fie spartă, pentru că dacă e spartă trebuie să stau iarăși 3-4 zile până vine bara. Aia să mai stau să mă chinui o zi să o montez, pentru că ați văzut și voi, frate, că nu sunt profesionist la chestia asta, adică nu cu asta mă laud eu, nu știu să pun piese pe mașină. O fac așa, gen, for fun și ca să ne distrăm împreună, gen. Să râdeți și voi, să râd și eu, să râdeți voi de mine sau cum vreți voi. Poftic, frate, că toată munca pe care am făcut-o până acum a fost așa, gen, bă, nu se supără. Oricum, e și janta un pic atinsă și, mă rog, toate piesele pe care, nu, toate piesele pe care mi le-a zgâriat urmă o să fie înlocuite, că bara și lipul nu le înlocuia. Mă rog, dar să știți că și janta e un pic zgâriată, sper că direcția mea să nu aibă nimic. Mă întreb oare ce se întâmpla dacă îmi parca mașina cu roțile virate. Nu știu, nu vreau să mă gândesc. Acum hai să mergem la apartament să vedem ce facem cu lipul ăla de la vem. Probabil o să-l punem provizoriu până o să vină un alt lip tot ăsta de care am. Miroase foarte tare a... Și miroase a cauciuc. Vine de la motor. Bă, nu știu ce auziți, că microfonul meu m-a lăsat. Probabil acum sunt pe microfonul de pe cameră. Wow! Asta vere! S-a desprins asta de aici din șurub. Nu știu dacă vedeți, dar e asta rupt. Cum repar asta? Că am rupt-o de tot. Da, deci nu doar alea au fost daunele. Bă, ce m-am speriat că a început la un moment dat, gen, să se tot audă. Nu știu dacă ați auzit mai devreme pe filmare, pentru că m-a lăsat microfonul, nu mai am baterie la el, nu știu ce s-a întâmplat. Se auzea un... Am zis că, bă, poate e de la motor, dar gen, nu era de la motor. După aia a început să miroase ars și a cauciuc în cinci. Da, deci cel mai probabil mi s-a prins și crema aia în care intră șurubul. Cu aia nu știu ce să fac. Cred că m-am scuipat, băieți.
Nu știu cum s-o prind și nu știu dacă găsesc așa ceva la oriunde mă ajunge s-o caut. Nici măcar nu știu cum se cheamă piesa. Lăsați-mi în comentarii cum se cheamă piesa aia. Până atunci mașina mea o să stea pe dreapta. O să fie o aventură până ajungem în cartier. Sper doar să nu iau foc. Am obișnuit deja cu seria în care modific mașina în fața casei. Bine, acum nu suntem în fața casei mele, suntem în fața casei cuiva. Speram să nu se ajungă la momentul în care o să pun lipul ăsta care mi-a venit cu bara, dar mulțumesc lui Dumnezeu, frate, că nu l-am aruncat și că am fost inspirat și că n-am fost prost. Hai să mai arăt încă o dată cum arată lipul și hai să le punem deja să modificăm. Am tot ce-mi trebuie la mine, pentru că și-a uitat whisk-ulele la mine. Mi-a dat atacat două ori mașină că a văzut că am început să fac chestia asta. Mă susține, Doamne ajută. Fiți atenți, deci bucata asta de lip lipsește. O să-l scot de acolo și-l arunc. Normal trebuie să fac exact cum am făcut în clipul în care mi-am pus bara și lipul ăsta. Doar că ar trebui să dau jos bara, mă rog, văd că aici nu prea mai stă, cred că aici stia dintr-o prindere sau ceva. Da, am urcat mașina pe speedbump pe ăsta și acum hai să vedem cum ne băgăm cu bor mașina, cu chei, cu ce ne trebuie nou acolo sub mașină. Bor mașina, am niște papuci. Hai să ne băgăm să schimbăm lipul. Nu știu ce am făcut, dar l-am făcut mai lung. Mă, cum scot capul ăsta? Dar nu știu cum să scot capul la bor mașina asta. Asta lungă. Nu mi-e învârte mie. Mi-am învârtit mâna. Gata. Zilește la băieți să se aboneze că sunt pe clipul ăsta și încă nu s-au abonat. Abonați-vă, băieți, abonați-vă. Te iubesc, pa, pa, pa. Pă, bune voi, ați stat până acum la clip. Ați văzut ce am pățit, că sunt supărat și nu vă abonați? Foarte urât. Poate mă calcă mașina pe picior. Bă, știi ce mofti? Bă, mi-a rămas. Unde pun șoșuruburile astea să am grijă de ele? Aici, în sus, no. Dacă e să gen călcăm în ele, să știm unde sunt. Să ne doară, să ne înțeapă. Bun, hai că revenim și noi după ce scot astea. Bă, unde s-a dus? Mai sunt două șuruburi, dar nu mai văd. Cred că ăsta l-a scos cu mâna. Eu am băgat o negresă și aici. Înnebunesc, mă enervez, mor. Gata, ca să am și eu spațiu să scot negresa asta de aici. Ați văzut mai devreme pe vlog că era să-mi ia foc mașina. Bine, o exagerez și eu. Mamă, o amețit, m-am ridicat repede. Asta e dauna. E crăpat și aici. Aia, măcar îl pune și noi pe ăla de-a venit cu parabat. Vă zic, vezi cât de flexibil e. Mamă, vino cu a. Da. Pe dau două șuruburi aici, unul aici, unul aici, să nu mai poți să deschid portiera asta. Da. Ia, dă-mi por mașina. Măcar dacă n-am apucat să fac asta după ce era mașina gata, hai să-l dezlipim și noi acum. Că am zis că, bă, poate adună praf, poate adună pietre. Nebune să-l montăm pe ăsta. Bă, unde-i por mașina? Cam așa ar arăta. Dar nu știu în ce parte să-l bag prima dată. În capete, mă gândesc. Dar care e capăt? În stânga sau în dreapta? O să se rupă. Cine, mă? Ne mai trebuie o mână. Taci. Nu e perfect. Taci. Nu l-ai pus bine. Taci, mă. Cum nu e bine? Unde nu e bine? Ia. Că lumea că ai avut daună. Nu, că n-am avut daună. Eu îi păcălesc pe băieți. Gural dai? Ca puțin asta. Ah, ce mă doare gâtul. Cum se uită oamenii la tine? Îmi imaginez, lasă-mă pace. Sunt un copil cu bor mașina sub mașină. Ce prost vine. Dă-mi bor mașina că am uitat-o acolo. Lăsa-mi și eu într-o zi. Stai să vezi cum o să-l modific pe ăla în fața casei, vere. Dacă la agăți în vreo bordură să-mi rupă și bara, uite bă ce mă enervează că ai și ce... Acu stă bine? Pui niște spumă acolo să-mi intre apă. Ce spumă, mă? Și prost, aproape mi-a sărit în loc, tu ai văzut? Pe bune, era păcat să scot lipul și să nu lasă să stai. Eu am și pragurile acasă, le am de vreo 3 săptămâni în casă, doar că nu știu să le montez, că n-au găuri de șuruburi, n-au nimic. Asta e de la mașina mea. Era în plus, sigur. Pofticou meu. Știi că m-am așezat pe șuruburi, nu? Nu cred. Ia uite-le, taram, și cam așa arată lipul pe mașină. E o diferență mare, că ăla era lung, dar nu arată rău, din fericire. Trebuie să mai dăm aici o negresă, ca să nu vină aia iar și să se frece, gen. Eu așa am făcut data trecută și am mers. Negresă e doamna aceea cu părul negru? Aia e brunetă, asta e o negresă. Și auto, acum dacă scapă un copil mingea sub mașină, nu mai are copil minge. Ce șmecheri, o motociclete vre, vreau și eu. Curbez, dacă mai încad odată șurubul din mașină, eu mă enervez și smurg lipul ăsta. N-a căzut. N-a căzut. Degeaba-i tata cine e, ce constructor e, ce face el, că fisul face de râs. Iar a căzut? Nu, tu ai căzut. A avut și azi o operațiune, așa arată mașina, e în stare bună de funcționare. Mă duc să mai cumpăr diluan, să iau vopseaua asta de aici și cam asta e. Vreau să-i fac aici niște zile de-astea, să încep să-i dau aici așa o gaură.